PNL, PSD și USR au dominat alegerile și în localitatea Vâlceană Mihăiești, distanța între cele trei formațiuni politice fiind foarte mică la final. Vreau să vă spun că discutam cu președinții secțiilor de votare și niciodată n-am avut un procent atât de mare. Deci procentul de prezență la vot la noi în comuna Mihăiești nu era decât când se alegea primar. Restul, un procent foarte slab. 15, 20, 25%. Ce? Nici 25% la Făgioară. Maxim 17% veneau la vot. Adică nu veneau oamenii la vot. Stăteau degeaba. Ei, de data asta a fost coada. A venit omul să voteze. Fiecare a votat cum a gândit. Fiecare s-a gândit. Poate a primit, să zicem, un impuls și de la copiii lui, care i-are afară sau i-are aici în țară. Și a votat fiecare cum a vrut. Procentele de votare, să zicem, la noi nu au fost chiar atât de îndepărtate, să zicem, sau o diferență foarte mare. Deci, pe primul loc a fost PNL-ul, pe locul 2 PSD-ul, după care a venit USR-ul, da? M-a surprins faptul că nu am văzut campanie din partea USR-ului, nici nu știam că am reprezentant din partea USR-ului la nivel de localitate, dar a avut foarte, foarte multe voturi, cum să zice, în coasta PSD-ului, la o diferență foarte mică și de mine și de PSD. Au fost procente de 1-2%. Foarte mici. Dar eu zic că nu putem să trecem peste cuvântul alegătorului și peste omul face ce vrea el. El gândește, el stabilește, chiar dacă eu mă duc și vorbesc, să zicem, vorbesc cu omul, dar nu am siguranța că el va face ce îi spun eu. Da? El hotărăște singur și zice, bă, mi-a fost bine sau nu mi-a fost bine, dar vreau să văd ce fac și ceilalți. Și asta cetățeanul a hotărât la nivel de localitate sau la nivel de țară și a ieșit foarte mult la vot și a ieșit ce a ieșit. În ceea ce privește arestarea liderului PSD, primarul Bârzăgeanu a fost ceva mai rezervat în declarații. Vedeți, dumneavoastră, aici eu nu văd un lucru că mai bine trebuie să ne bucurăm sau trebuie să nu știu ce. Nu de bucurie. Nu. Doamne ferește, nimeni să nu aibă probleme de genul ăsta și nimeni să nu ajungă acolo unde s-a ajuns de către liderul PSD. Să zice că poate a avut și dânsul o vină, dar e problema dânsului, nu este problema mea. Consider că, v-am spus eu, ca să nu sunt atât de pregătit ca să fac politică sau să prevăd niște chestii care ar fi sau n-ar fi. Prefer să mă abțin la chestii de genul ăsta și la comentarii, pentru faptul că eu, ca primar, mi-am făcut treaba și când am fost la putere și când am fost în opoziție. Eu la putere n-am fost niciodată. Când a fost PDL-ul, eu am fost cu PIN-ul. Când a venit PNL-ul, eu am fost la PDL. Când a preluat, PIN-ul a fost preluat de la. Eu am fost tot pe invers, practic. Dar eu mi-am făcut probleme, da? Și nu poți să știi când îți vine rândul sau nu știu ce. Și nu poți să știi niciodată ce ne dă ziua de mâine. Așa că mai bine fiecare să-și tragă pornoase de lui, fiecare să își vadă bunul din ochii lui, nu trebuie să-i arate pe alu' altul, și să ieșim la treabă, să ne facem treaba, pentru că oamenii ăștia au pus bază și pe mine, și pe guverne, și pe aleși ăștia locale noștri, toți care avem, ca să fim aleși în continuare și să nu sunt ce s-a întâmplat acum, să ne trezim peste un an, că nu e exact un an, că vom fi și noi primarii taxați cum a fost partidul de guvernământ.